carieră, un fundaș central foarte Uite, dur. Vedem echipele, Zubizarreta, cel cu numărul 5. Zubizarreta, Sanchis, Camacho, Andrinua, Goicoechea, Victor, Eloy, Michel, Butragueño, Gallego și Caldere, sau Caldere. Caldere, de la Barcelona, era un extremă stânga. Așa, și el, cum mulți ani la Real Madrid. Iar zic ce am mai zis, l-a prins Hagi la Real Madrid. Așa e, Camacho. Camacho nu l-a mai prins Hagi, era pe veteranul echipei. Pe Victor îl știm de la Barcelona, de la Barcelona, adversarul Stelei în finala de la Sevilla. Michel Butragueño îi știm starurile lui Real Madrid. Gallego, tot la Real? Tot la Real. Tot la Real. Caldere, unde era Caldere? Caldere era, cred că la Barcelona venise. La Barcelona. Da, la Barcelona. Michel ne bătuse în tur. Intră echipele în teren, îți propun să intrăm și noi în atmosfera din Ghencea, din acea zi de aprilie. Și vorbim la pauză. Iată cele două formații, pentru că sunt pe teren, le-ați avut în imagine și pe cei trei arbitri. Formația noastră, selecționată a țării noastre, echipament complet galben, aliniază următorul 11. În poartă lung, numărul 2 Iovan, numărul 3 Bumbescu, numărul 4 Ungureanu, numărul 5 Mateuț, numărul 6 Belodedic, numărul 7 Lăcătuș, numărul 8 Klein, numărul 9 Pițurcă, numărul 10 Beloni, care este capitanul echipei, și numărul 11 Hagi, antrenori Emeric Ienei și Cornel Drăguși. S-au intonat imnurile de stat ale celor două echipe și iată-i acum, sub privirea arbitrului belgian Alexis Pone, pe cei doi capitani de echipă, Ladislau Belloni și, de la spanioli, José Antonio Camacho, procedând la tragerea la sorța terenurilor.
de reținut că ei sunt veteranii celor două formații, atât ca vârstă, cât și ca număr de selecționări. Bălănii susține astăzi a 99-a partidă sub steagul tricolor, în vreme ce Camacho, 31 de ani, Bălănii 34, deci Camacho este la cea de-a 77-a partidă asta în selecționata Spaniei. Referindu-ne încă o dată la formația la 11 aliniată de echipa noastră reprezentativă, semnalăm o singură schimbare față de partida cu Albania. Mateuț luând locul lui Stoica, acesta având două cartonașe galbene. La București este soare, după cum puteți vedea și dumneavoastră, stimați telespectatori. Aproximativ 15 grade temperatură, circa 30.000 de spectatori, multe steaguri tricolore aici pe stadionul Steaua. Încă câteva momente până la fluierul de început al arbitrului belgian Alexis Pone. Despre el avem câteva lucruri să vă spunem. Le vom face mai târziu, deocamdată sigur. Să așteptăm să înceapă această partidă extrem de importantă, o adevărată finală a grupei, cum se aprecia. Lovitura de începere o au jucătorii noștri cu Hagi și Pițurcă în fața balonului și iată, în acest moment a început partida România-Spania. O partidă dificilă, fără îndoială, pentru jucătorii tricolori, în condițiile în care datele meciului sunt oarecum schimbate, cum spuneam, față de anticipările deja cunoscute. Se prevedea astăzi la București o adevărată finală a grupei, dar între timp, formația iberică a reușit să câștige la Tirana și la Viena, conducând în grupa întâi a preliminarilor campionatului european. Știm însă că fotbaliștii români, care i-au întrecut și altă dată pe cei spanioli, sunt ferm hotărâți să obțină astăzi victoria, singurul rezultat care le va putea permite să abordeze în continuare cu șanse lupta de calificare la campionatul european. Iată acum primul atac al formației române, după această lovitură liberă executată de Iovan. Bumbescu a greșit în fața lui Eloi. Caldere. Victor respinge Ungureanu. Aruncă Michel. Dar aruncarea a fost neregulamentară, se pare. Arbitrul Pone indică că repunerea de la margine să fie efectuată de către echipa noastră, am impresie. Nu? Pur și simplu, apărea aruncarea de la margine, vă rog să mă scuzați, repetă. Același Michel aruncă până la Gallego. Pe Butragheniu, acolo este Bumbescu și acum Belodedici. Beloni. Iovan. Pentru Mateuț, demarcat. Iovan. Lăcătuș. Dribling spectaculos în fața lui Camacho. A trecut și de Salinas și iată, fault. Nu? Arbitrul Pone, noi am avut impresia că a fost o infracțiune, arbitrul Pone acordă repunere a mingii, pur și simplu din colțul careului mic, de la 6 metri de poarta lui Zubizaret. Mateuț primind de la Bălănii. Klein, frumos. Iată-l pe Klein centrând acum de la Hagi și ocazie foarte mare, stimați telespectatori, minutul 4 al meciului România-Spania din centrarea lui Klein. Iată-l pe Pițurcă ratând o mare ocazie, avem reluarea, schimbare frumoasă a lui Hagi pentru Klein, centrarea acestuia foarte frumoasă și foarte puțin a lipsit ca mingea deviată de Zubizareta să nu intre în poartă. Câțiva centimetri pe lângă bara porții, o primă ocazie, un atac ingenuos și foarte frumos, foarte bine purtat de selecționata noastră pe partea stângă.
Sperăm că ele vor continua în același ritm. Iată acum o degajare a lui Mitchell în afara terenului de joc, în tribună mai exact. Camacho spre Eloy, acolo este și Bumbescu, care va primi, iată, un cartonaș galben. Arbitrul Pone are o carte de vizită impresionantă, a condus la centru, între altele, două finale ale Supercupei Europei în 80, în 1983, alte două finale ale Cupei UEFA în 80 și 1985, un meci la Campionatul Mondial din Mexic anul trecut, 1986, Danemarca, Republica Federală Germania. Dar n-aș vrea să anticipez, evident, sunt astfel de spectatori. Vreau doar să spun că el ne arbitrează a cincea oară la nivelul echipei reprezentative. În 1981 a condus meciul Ungaria-România la Budapesta. În mai 1983 la București, partida România-Cehoslovacia. În noiembrie 1984, Irlanda de Nord, România, la Belfast. Și ca o coincidență, dacă vreți, tot Ponea a oficiat și la întâlnirea România-Spania, desfășurată în cadrul turneului final Euro 1984 și încheiată la Saint-Étienne la egalitate 1-1, după ce tricolorii atunci au dominat pe alocuri copios, ratând o izbândă meritată. Mitchell se repliază. A trecut frumos Ungureanu spre Pițurcă, dar a interceptat Gallego, acum Klein. Lăcătuș. Din nou Klein, nu va mai ajunge balonul. Goicoechea este acolo și probabil lovitură liberă pentru jucătorii spanioli. Iată-l pe Sanchis, din nou foarte nervos. Dar Sanchis nu primește niciun cartonaș galben. Revenind puțin la în echipa Spaniei, se va produce probabil o modificare. Cu numărul 14 este Joaquin. El îl va înlocui probabil pe Goicoechea. Deci spuneam că revenind la meciul de acum 10 ani, pe același stadion care se dispută astăzi partida din preliminarele campionatului european, doi jucători se aflau și atunci pe teren. Este vorba de chiar capitanii celor două formații astăzi, Camacho la Spaniol și Belloni la echipa noastră. Minutul 20, am intrat în minutul 21 al meciului, la echipa Spaniei, în locul lui Goicoechea, cu numărul 14, a intrat Alonso Joaquin de la Sporting Gijón. Iată jocul SRA prin degajarea lui Zubizarreta. Joaquin, chiar cel nou intrat, a lovit mingea cu capul. De la Belloni la Ungureanu. Iată, a interceptat Mitchell și acum Butragueño, Mitchell, din nou Butragueño, este acolo și Belodedici, centrare, Joaquin cu capul și ocazie spaniolă în minutul 21. Hagi până la Belloni, vedem dacă va trage, da, șuta lui Belloni, deviat și... Nu înțeleg decizia arbitrului Pone, care se ceartă mereu cu jucătorii noștri. Gallego. Spre Victor, acolo este Belodedici, preluând frumos. Belloni. Pițurcă spre Belodedici. Acum spre Lăcătuș, Camacho i-a căzut mingea în cap. Cade Lăcătuș, jocul continuă. Din nou Lăcătuș care driblează, va centra, dar într-adevăr balonul părăsise, trecuse linia de margine și jocul se va relua printr-o repunere din colțul careului de 6 metri. Marius Lăcătuș în imagine.
Mateuț. Belodedic. Klein, Hagi. Schimbare foarte frumoasă din nou cu Hagi. Iată-l pe Klein centrând. Lăcătuș se bate acolo jos. În Zubizarreta. Incredibilă ocazie. Excelentă schimbare, într-adevăr, între Hagi și Klein. Centrare bună. Acolo s-a bătut Lăcătuș. Excelent. Și a șutat în Zubizarreta, în piciorul lui Zubizarreta, de unde mingea a ieșit apoi în corner. Dălănii execută lovitura de colț. Cu mult efect, însă, mingea a ieșit în afara terenului de joc. Belodedic. Hagi. Lăcătuș. Klein. Mă rog să vă scuzați. Și balon care trece prin fața porții. Ai, ce mare ocazie. Am repus repede de la mar, de la colț. Iată-l pe Lăcătuș. Vine Belloni. Nu, centrarea Lăcătuș. Și resping spaniolii pentru moment. Caldere. Spre Michel. Este ungureanul care aleargă acolo. Primește nou Caldere, vine și Belodedic însă. Și vom repune din colțul careului de 6 metri. Aplauze pentru echipa noastră, stimați telespectatori, antrenorul Munoz, vulpoiul de Miguel Munoz, care este probabil cel mai în vârstă selecționer al unei selecționate naționale de pe glob. A scos doi jucători la încălzire, simțind momentul mai greu al echipei sale. Acum Klein, Jovan, a respins Victor. Atacuri bune ale echipei noastre. Din nou Victor. Camacho. Probabil Camacho va ieși, da. Îl văd pe marginea terenului. Cel care îl va înlocui, în mod normal, este Soler. Miguel Soler, de la Espanyol Barcelona, în vârstă de 22 de ani. Îl vedeți dumneavoastră pe Camacho, capitanul echipei spaniole, ieșind în minutul 37 al partidei. Cu numărul 12, într-adevăr, Miguel Soler. Prin ungureanu. Echipa Spania a epuizat cele două schimbări posibile în acest meci. Klein, dar din păcate pasa este interceptată de Victor, care a preluat banderola de capitan de echipă de la Camacho. Pasa lui Belloni spre Lăcătuș în duel cu Soler. Iată-l pe Pisurcă! Gol! Pasa lui Belloni, reluare, pasă din nou cu lovitură cu capul, excelentă a lui Lăcătuș, între trei spanioli. Și iată-l pe Pisurcă marcând cu calm. Un gol mare, stimați telespectatori, vă rog să mă credeți că m-am ridicat în picioare în momentul în care Lăcătuș a lovit mingea cu capul. Dumneavoastră aveți a doua reluare. În acest moment eram și eu în picioare, simțind că vine golul meritat al formației noastre. Conducem selecționata Spaniei în minutul 39 cu 1-0, gol marcat de Victor Pisurcă. El spunea, dorința mea, și nu numai a mea, este să învingem la 2-3 goluri diferență. Un asemenea scor este limpede pentru toți, ne-ar conferi un moral și mai robust pentru celelalte dificile meciuri care ne așteaptă cu Austria și Albania, ambele în deplasare. Deocamdată să remarcăm că Pisurcă a contribuit el însuși la deschiderea scorului, de fapt a deschis scorul. Să vedem mai departe ce se va întâmpla în acest meci în care conducem cu 1-0. Hagi, în fața lui Sanchez, dribling frumos spre Lăcătuș. Iată-l, excelent pe Lăcătuș, trecând printre doi jucători spanioli. A trecut și de Gallego, de neoprit centrare în fața lui Adrinua. Vine acolo Mateuț și cu dificultate resping spaniolii. Foarte bună intervenția lui Ungureanu. Aplauze meritate. Bravo, băieți! Jovan. Să vedem dacă ajunge balonul. Da. Pisurcă, Andrinua și lovitură liberă pentru jucătorii spanioli.
Se dictase fault. Lăcătuș s-a amuzat puțin. Și acum Belodedici. Ungureanu. Piciurcă. Excelentă fază, Mateus! Gol! Stimați telespectatori! Gol! 2-0! O fază senzațională! Bravo, Mateus! Bravo, băieți! Extraordinar, stimați telespectatori! Am marcat unul dintre cele mai frumoase goluri văzute pe stadionul Steaua, stimați telespectatori! Iată, Ungureanu pasă, Piciurcă care sare peste balon, Lăcătuș care sare peste balon, Mateuț care preia și îl învinge, fără drept de apel pe Zubizarreta. Minutul 46 al primei reprize, România-Spania, 2-0! De la Hagi la lung. Ce spuneți de declarația lui Piciurcă, care spera într-o diferență de 2-3 goluri în partida de astăzi? Hagi spre Lăcătuș, nu, mingea este prinsă de Zubizarreta. Respinge Bumbescu. Jocul încă continuă, suntem după cronometrul stadionului, minutul 48. Victor, intercepția lui Iovan, degajare Belodedic, sare Beloni. Prelungește Klein. Și acum Hagi. Iată-l pe Hagi, încercat să fie faultat de Calderei, el trece mai departe, dribling în fața lui Sanchez. Cercare de angajare a lui Piciurcă, reluăm atacurile prin Klein, din nou Piciurcă. Și acum Michel. Câștigă Klein, extraordinar s-au bătut în această repriză jucătorii noștri, au jucat fenomenal. Centrare Klein, respinge Gallego, Ungureanu, șut, gol! Gol, stimați telespectatori, 3-0! Mie nu-mi rămâne să vă spun decât că este primul gol al lui Nicolae Ungureanu în echipa reprezentativă astăzi, când el susține cel de-al 50-lea meci în echipa noastră, în echipa României. Ce ar mai fi de spus? Ce mai frumos îl musculează și nu se vede clar pe imagini, numai că Lăcătuș, după acele două șocuri, face comoție, a jucat tot restul meciului comoționat, nu a mâncat o lună de zile, nu a putut și el era cu maxilarul deplasat și trebuie să luăm povestea așa cum a fost. El a fost atacat de cei doi, știi cum se spune, văzut că și Bumbescu ia tare, să-ți ia frica. Lăcătuș nu le-a luat frica, a răspuns, e adevărat, cu supra de măsură, însă primii doi care îl violentează sunt Camacho și Goicoechea. De-aia am spus de Goicoechea ce-i făcuse lui Maradona. Eu am vorbit cu Marius despre episodul ăla și l-am întrebat dacă nu era frică. Și a zis, nici nu mai știam dacă mi-e frică, nici nu mai știa ce se întâmplă cu el. Am văzut un documentar despre Maradona, care se spune că se redă acel incident în care Goicoechea îi rupe piciorul lui Maradona. Bilbao cu și Barcelona. Se spune în acel meci că Goicoechea avea deja un cazier din punct de vedere al accidentelor. Era un probabil jucătorul cel mai dur din Europa. A început repriza a doua, ceva modificări la noi? La pauză nu. Doar atât să mai spun. 7 titulari de la Steaua, 2 de la Craiova, 2 de la Dinamo. Cei 2 de la Craiova, Lung și Ungureanu, vor trece în vara următoare. În mai puțin de un an vor trece la Steaua. La Steaua. Deci putem spune că Steaua cu 9 titulare. Da, noi va încă avea 2. E regulă. Și va avea și pe al treilea, va intra Negrina. Vedem repriza a doua. De anul trecut, unde a pierdut abia după loviturile de la 11 metri, deci în sferturi, în fața Belgiei.
De asemenea, în topul european, pe anul 1986, Spania a ocupat locul 2 după numărul de puncte realizate și a fost pe primul loc în Europa după raportul dintre victorii și înfrângeri. Este vorba, desigur, de date statistice, cu un coeficient de reușită de 83,3%. Ea nu a suferit practic decât o singură înfrângere anul trecut, acel 0-1 în fața Braziliei la Mundialul Mexican. Iată-o acum condusă cu 3-0 la București, când suntem în minutul 3 al reprizei secunde. Atacăm prin Iovan Lăcătuș, Mateuț. Schimb triunghi foarte frumos cu Iovan acum, însă centrare defectuoasă. Aplauze astăzi, desigur, după cum ați observat, stimați telespectatori, pe teren evoluează numai puțin de 7 jucători ai echipei Steaua, deținătoare încă a Cupei Campionilor Europeni și a Supercupei Continentale. Bălân. Încă o dovadă de recunoaștere a acestor atât de apreciate succese ale campioanei noastre și implicit ale fotbalului românesc. Ne-a parvenit recent. Să urmărim însă acum acest atac al lui Lăcătuș, care a trecut de Soler. Acolo este Andrinua. Revine Lăcătuș, care câștigă și este faultat. Un careu, domnule Pone. Dar arbitrul belgian se hotărăște și acordă lovitura liberă de la în afara suprafeței de 16 metri. Dacă vom avea reluarea, iată. Faultul s-a produs în careu, cel mult pe linia careului de 16 metri, dar mă rog, să-l înțelegem și cu Pone, este 3-0 pentru formația noastră. Acum lovitură liberă. Lăcătuș și Hagi se află în fața balonului. Doi jucători spanioli, Victor și Caldere. Șut puternic al lui Hagi, a respins lui Bizarreta. Vă spuneam că recent la Madrid a avut loc decernarea premiilor anuale ale revistei săptămânale de fotbal spaniole Don Balon. Premiul pentru cea mai bună echipă de fotbal străină a sezonului 1985-1986 a fost decernat formației de fotbal Steaua București, câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni și a Supercupei Europei, care, se spune în telegramă, dincolo de excelentele sale performanțe în periplul său european, a adus și un spirit de fair play. Caldere l-a faultat pe Mateuț și primește cartonaș galben. Hagi. Extraordinar dribling. Centrarea lui Hagi. Vine Beloni acolo. Trage Mateuț. Vine Beloni pentru Ungureanu. Spre Klein. Combinația a reușit, centrare pentru Lăcătuș. Câștigă Lăcătuș, insistent, șuta lui Lăcătuș. Ole, strigă toți spectatorii. Iată-l pe Lăcătuș trecând superb de Gallego. Centrare, Mateuț. De la Hagi la Mateuț. No Hagi. Joaquin. Îl prinde de tricou. Și Pone. Am impresia că va acorda un cartonaș galben.
lui Alonso Joaquin. Joaquin este cel care a marcat golul victorios al Spaniei la Tirana cu 8 minute înainte de finalul partidei. Acum minutul 62 al